Sâniculau Mare a găzduit un colorat târg de Paște la Castelul Naco din Sâniculau Mare, care a reunit 20 de expozanți și copiii acestora într-o atmosferă festivă plină de creativitate și tradiție. Participanții au adus cu ei o varietate impresionantă de aranjamente pascale și florale, accesorii, coronițe, fundițe tematice, lumânări handmade, croșeturi, articole de croitorie și multe alte minunății lucrate manual. Unul dintre punctele forte ale târgului a fost diversitatea culinară, cu 30 de feluri de prăjituri reprezentând toate națiunile care conviețuiesc în pace în regiunea Banatului, români, maghiari, sârbi, bulgari și romi, demonstrând bogăția culturală a zonei. Pentru cei mici, târgul a oferit o serie de ateliere captivante de la ora 10:30 dimineața până la 18:30 seara. Activitățile gratuite au inclus două ateliere de povești, un atelier de confecționat flori de hârtie creponată și suporturi pentru ouă, un picnic pe iarba din fața castelului cu cititul unei povești de Paști, sesiuni de zumba și o vânătoare de ouă de ciocolată. Momentul artistic al zilei a fost marcat de un recital de poezii și cântece la voce și orgă dedicate sărbătorii Paștelui, aducând un omagiu tradițiilor pascale. De asemenea, târgul a inclus un stand special de cărți pentru copii și a fost animat de baloane și bomboane oferite cadou participanților. Târgul a fost de asemenea dotat cu un colț de fotografie, unde vizitatorii au putut să capteze amintiri din această zi specială. Atmosfera vibrantă a atras numeroși vizitatori, nu doar din Sâniculau Mare, dar și din satele învecinate, Timișoara și Arad, toți venind să se bucure de un eveniment familial deosebit, culminând cu 30 de premii la tombolă pentru cei care au cumpărat de minim 50 de lei la târg. Târgul de Paște de la Castelul Naco a demonstrat încă o dată cum tradițiile pascale și comunitatea pot crea o zi memorabilă pentru toate vârstele, subliniând spiritul comunitar și bogăția culturală a Banatului.